Bună seara, bine ne-am regăsit la dilemele zilei. Ce se întâmplă cu economia noastră? Cine face regulile și cum sunt făcute aceste reguli? Cine cântă și cine dansează după ele? O să încercăm să aflăm toate aceste lucruri, dar cu siguranță și contextul care creează aceste reguli ale economiei noastre, pe care o vedem din ce în ce mai firavă. Îi salut și le mulțumesc pentru că au acceptat invitația domnilor care sunt în această seară în studioul Dilemelor Zilei, domnului Nicolae Gagiu, om de afaceri, bună seara, și domnului Sabin Popescu, dumnealui este președintele Uniunii Generale a Industriașilor din România. Bună seara și dumneavoastră! Bună seara! Și domnul Gagiu este președintele Comisiei de Relații Internaționale în cadrul girului 1903, filiala Gorj. Asta nu o știam, mulțumesc pentru completări dumneavoastră. Domnilor, spuneam, economia din Gorj, care nu este ruptă de ceea ce se întâmplă la nivel național, este tot mai firavă, așa, în momentul la care noi încercăm să discutăm aici despre economie, în apropiere de acest loc, undeva la un local select, s-au întâlnit oamenii de afaceri din județul Gorj, pentru că sunt premiați cei mai meritoși dintre ei. Ghiși cine este cel care are cea mai mare cifră de afaceri? Nu știu dacă o să ghiciți, dar vă spun eu, Complexul Energetic Oltenia. Cu Complexul Energetic Oltenia au concurat oamenii de afaceri din județul Gorj. Bineînțeles că i-a bătut Complexul Energetic Oltenia. Nu știu cât de corectă a fost această competiție, având în vedere că un om de afaceri nu o să se poată pune niciodată cu o instituție a statului. Dar eu altă situație aș vrea să vă prezint. În județul Gorj sunt aproximativ 350.000 de suflete. Cam atâția oameni mai suntem pe aici prin județul ăsta. Din cele 350.000, spuneam, aproape de persoane, sunt încadrate în muncă, adică sunt angajați cu carte de muncă, cu un contract de muncă, vreo 68.000. Diferența este colosală și nimeni nu a putut să dea un răspuns ce se întâmplă cu acei oameni care nu sunt încadrați în muncă, nu au nicio formă de sprijin din partea statului, adică nu beneficiază de șomaj. Pentru că de ei nimeni nu știe nimic. Unii sunt plecați în afară, asta ni s-a spus. Sperăm să fie cât mai mulți plecați în afară pentru a nu suferi foarte mulți aici în județ. Domnule Gagiu, dumneavoastră aș vrea să-mi spuneți cum vedeți aceste cifre și de ce credeți că s-a ajuns aici? Păi aș vrea să începem glumind. Aș vrea și eu să fiu printre cei 290.000 care n-au servicii. De ce să ai servici? Ca să muncești, să te chinui, să ce? Să plătești taxe? E o glumă, nu. Realitatea este că muncim pentru că ne place să muncim. Și muncim pentru că te angrenezi într-o activitate care ți se pare că e benefică. Iar acum, nu știu dacă chiar câștigurile sunt cele care ne împing înainte. De multe ori motivația este alta. Și chiar dacă bați pasul pe loc, ai în jurul tău o comunitate mică. Eu în firmă suntem vreo 20 de oameni, atât. Dar ăștia 20 încercăm să tragem. Trebuie să le dai salariu, trebuie să plătești la stat pentru ei. În ceea ce privește cei care n-au servici, bine fac că n-au. N-au servici, nu plătesc taxe la stat sau dacă plătesc, plătesc mai puține. Economia la negru, care nu reușim să o scoatem la suprafață, punem taxe tot pe aia care muncesc și tot de la aia luăm. Și atunci, da, are dreptate, s-ar putea cei care nu se regăsesc în contracte de muncă și așa mai departe să fie în acea economie neagră, care nu este scoasă la suprafață și probabil acolo s-ar putea să se regăsească, că până la urmă ar trebui să muncească undeva, fiindcă
Deci... N-am avea pușcării pentru toți, să fure și să-i bagi la urmă în pușcărie sau altceva. Acum să nu generalizăm, nu toți oamenii care nu au un loc de muncă sunt și infractori. Nu, nu, nu vorbesc de asta. Eu vreau să spun că ei trebuie să ducă ceva acasă, să pună ceva pe masă și atunci acceptă poate și acele locuri. Da, dar intră în cei 60.000 care ar fi cu cartea de muncă. Da, cu carte de muncă, dar eu cred că sunt și foarte mulți în economia subterană, în economia. Da, și să știți că mai sunt agricultorii care fac și să știți că realizează venituri. Care cei care au ceva pământ, pentru ei, au agricultorii pentru ei. Da. Că în România nu s-au dezvoltat foarte multe afaceri în acest domeniu al agriculturii. Sunt câteva, dar pe aici, dar, pe acolo, uitați subvențiile esențiale. Uitați subvențiile apia pe suprafață, pe cap de animale care sunt, și care sunt importante. Chiar dacă sunt mici la nivelul României în comparație cu celelalte țări. Dar nu sunt mici deloc. Europa, am să văd, în, ce, în comparație cu celelalte țări ale Europei, da, în fine. Uniunii Europene. Și totul sunt mari. Și, sunt mari. Da. Cunosc persoane care au sute de hectare, de pășuni montane, care au și animale, sau mă rog, au o plasă de crotalii, de ce să nu spunem verde în față, nu? Și care realizează venituri din asta. Pentru ei, pentru familiile lor, etc. Așa, pentru ce le trebuie să muncească, să plătească taxe la stat, să... Sunt complicații, să știți. Da, dar sunt și foarte multe persoane care ar vrea să muncească și nu au unde. De ce? Pentru că nu sunt locuri disponibile, nu sunt posturi disponibile. Nu, aveți dreptate. Aceste locuri de muncă trebuie create. Dar nu e obligația statului să o creeze. Da, și nu există politică dacă în acest nu există obligația statului, cei care lucrează la administrație în stat nu le creează. De ce să le creeze? Să își bată cu ei în talpă? Cum adică? Dacă avem în administrație, scuzați-vă, din cei 60.000 de angajați din Gorj, cam câți avem în administrație? Eu zic că avem câteva mii bune, nu? Aceste câteva mii primesc salarii pentru ceea ce fac, ceea ce creează. Sunt organisme care ar trebui să se ocupe cu... Pentru că Consiliul Județean, de exemplu, sunt organismele astea care se ocupă cu agricultura și dacă te duci la, știu, Camera Agricolă sau nu știu cum îi zice, Consultanța Agricolă, ar trebui să afli câte ceva, ar trebui să. Dacă dumneavoastră sunt plătiți cu un salariu fix și nu au interes deosebit să creeze dumnealor locuri de muncă. Eu, de exemplu, am creat, să zicem, aproximativ 20 de locuri de muncă de 24 de ani. Și după 24 de ani și cu vreo 20 de angajați continuu, ce avantaj am față de cineva care câștigă și mai bine, nu? Și are și pensia asigurată la un nivel superior. Dumneavoastră, la bază, aveți o profesie de medic. Da. Vă pare rău că nu ați profesat și da, că ați ales foarte rău mediul de afaceri? Dar e modul meu de a mă răzbuna pe o societate care nu vrea medici. Dacă nu vrea, ce să facem? Dragoste cu deasila? De ce? De ce să profesez ca medic, să stau la mila pacientului? Poate îmi dă vreo șpagă ceva care mi se pare nedemn. Nu sunt atât și de... Și să ai și alte complicații după aia. Sigur că da. Presa... Să mă pândească polițistul, procurorul, serviciile, jandarmul să mă prindă să mă bată. Să nu? Te asculte. Fuia cu... Sunt umiliți, din punctul noastră de vedere, medicii în România? Nu, nu sunt umiliți medicii, sunt umiliți în general, cetățenii României. Da, de către o societate care vrea să-i pună talpa pe grumaz și bietul cetățean să nu zică nimic. Și când zici, hai ce... Cam asta e situația. Dar și din... să știți că au dreptate ăștia 290.000 de oameni care nu vor să muncească. Și eu m-aș lăsa, dar dacă am o genă defectă, ce să fac? 295.000. Cam atâtea persoane avem despre care nu știm nimic. De ce? Că din cei 350.000 de oameni din județul Gorj sunt și vreo 85.000 de pensionari, peste 85.000 de pensionari. Diferența de 295.000 o reprezintă cei despre care nu știm nimic. Adică nu au nici pensie, nu au nici salariu, da, nu au nici șomaj. Sunt copii care trebuie să-i luăm în calcul, sunt studenți, dar copii care... Dar nu avem 295.000. Nu, avem vreo 20.000 care sunt plecați într-adevăr în străinătate, poate că nu fac parte dintre cei 350.000, poate sunt peste. Pensionarii care într-adevăr își uitați... Pe 65.000 de pensionari cu 85.000 de pensionari cu 65.000 angajați? Cu 68.000. Da. E cam trist procentul. Mai rămân 200. Raportul.
Să zicem, da, ce mai sunt plecați, oricum... Da. Este oricum trist. Este o situație pe care nu am fi văzut-o acum un an, pentru că acum un an ni se promitea, da, altceva. Da, partea proastă e că nu interesează pe nimeni această situație. De ce spuneți că nu interesează? Pentru că noi vedem oameni politici ieșind la televizor și spunând că sunt foarte interesați de ceea ce se întâmplă aici. Se luptă pentru a crea o situație stabilă în România. Am o idee, ce anume. Am o firmă. Sunt relativ cunoscut, nu sunt chiar necunoscut în oraș și în județ. Aveți o firmă de sticlă? Am o firmă, da, de probabil singura sticlărie care a rămas în Târgu Jiu. În Târgu Jiu, da, și mai sunt vreo 5-6 în țară. E greu, e foarte greu. Însă, nu am primit din partea unui organism aparținând statului și care se ocupă fie cu reconversie profesională, fie cu șomajul, fie, știu eu, de la primărie, Consiliul Județean, vizita unei oficialități care să mă întrebe, dom'le, ce ați avea nevoie? Ce ați vrea? Ați vrea să vă mai dezvoltați? Ați dori să... Noi, societatea, cei care suntem în jurul noastră, care profităm, poate, într-o câtva de niște taxe și impozite, plătește de noastră cu oamenii noastre. Ce ați vrea să facem pentru noastră? Poate vreau un tei aici, în mijlocul orașului. Sau să-i întreb pe oamenii care lucrează cu mine acolo. Că sunt niște oameni foarte drăguți și simpli, dar pot să aibă idei. Ei poate vor și să planteze un stejar undeva. Ne dați voie să plantăm și noi un stejar în parcul Tudor Vladimirescu. Sau, ce știu, poate vor încă un semafor. Sau poate vor să schimbăm culorile de Crăciun la beculețe. Nu. Adică, nu. Adică toată lumea e suficientă, știe de toate și nu mai are nevoie să se consulte cu poporul, cu vulgul. Cu nimeni. Nu. Poate așteptau să veniți dumneavoastră la ei, pentru că... La cine să mă duc? Și de câte ori să mă duc? La ei politicienii sau la ei autoritățile publice? Haideți să vă dau un exemplu. Acum poate că rămânem în legătură și o să comentăm situația. Peste 3 ani, în 2016, se întâmplă 100 de ani de la primul război mondial. În Gorj au fost lupte. Armata română a trecut munții și a ajuns până la Hațeg, înfrângându-i pe austro-ungari. Acolo armata germană a venit și i-a întors pe români și i-a trecut munții înapoi. Știu această istorie, pentru că bunicul meu a luptat în acest prim război mondial și sunt dintr-un sat aici din Vălari, Stănești, pe unde a trecut acest război. Trebuie să vă spun că capitan pe acea vreme era Edwin Rommel, faimoasa vulpe a deșertului din al doilea război mondial. El a trecut prin zona pe aici. Aș vrea să sărbătorim, să schimbăm crucile din acel prim război mondial și ale românilor și ale soldaților germani care au murit în perioada respectivă. Haideți să o facem împreună. Să vedem reacțiile. Să știți că lumea vrea să o facă, dar mai firav așa mai. Deci nu e o chestie să câștigăm bani, crucile alea o să coste destul de puțin. Haideți să invităm ambasada Germaniei, haideți să invităm Wehrmacht-ul, Ministerul Apărării Naționale, îi invităm și pe francezi, că și ei vor să participe. Spuneți dumneavoastră că oamenii ar participa, mai firav, dar ar participa. Autoritățile... V-am dat o idee, haideți să o urmărim pe următorii 3 ani. Au fost incluse în categoria asta? Da, sau? Absolut toată lumea. Da? Întrucât să știți că nu e o reacție foarte pozitivă la adresa celor care sunt investitori. Nu vorbesc de noi doi, de exemplu. În general, apare o firmă de, știu eu, prăjituri. Ce îi oferim acelui investitor? Păi nimic. Îi dăm posibilitatea, îi creăm spațiu, să zic așa, economic. Infrastructura. Nu, infrastructura înseamnă să-i dăm și magazinul. S-a dat la Revoluție, dar s-a terminat. Știți, imediat după Revoluție, că vorbim de Revoluție... Bine, și ar depinde, fi interesant. Pentru unii infrastructura poate însemna o cale de acces, dar una decentă, nu plină de gropi, da, canalizare, apă curentă și rețea de gaze. Nu vorbesc de asta, pentru că astea le făceau România cu 2000 de ani. Ce facem noi acum? Noi am dat internetul, care putem considera că face parte tot din infrastructură, nu? Sigur. Dar haideți să plecăm de la ce ne trebuie. Ce ne trebuie? Ne-a trebuit un parc industrial așa să unim, știu eu, 50, 80, 200 de firme în Târgu Jiu. 1000 de firme? Da. Poate că da. Ce ne-ar mai trebui?
în ambientul care avem, suntem mulțumiți cu tot ce avem. Parcurile sunt suficiente, străzile sunt luminate, sunt spălate, sunt curățate, sunt, eu știu, spațiile comerciale. Păi dacă voi nu mă trimite soția mea să mă duc să cumpăr un degetar sau un papiotă de ață, nu știu de unde în Târgu Jiu. Ei, cu ăsta e mai greu. Păi mă duc la Kaufland să caut, există un singur Kaufland la 100.000 de locuitori și un Lidl. Și vedeți asta, diversificarea asta, iar supermagazinele astea au rolul lor, evident. Numai că ne trebuie și ceva concret. Mult mai concret. Adică v-a spus papiota cu ață. Înainte era, nu știu cum îi zicea, degetarul. Și da. Eu sunt supărat pe comuniști, să știți. Pe comuniști? Da. Păi nu mai dar să vă explic comunism, și de ce. Știți, ne-au lăsat prea devreme. Ne-au lăsat prea devreme, da. De din punctul meu, cei care au răsturnat comunismul acum 24 de ani, nu numai în România, au greșit. Le trebuia și lor, le-ar fi fost mai util și acum. Adică eram mai disciplinați, poate, mai... Sigur. Știți? Plecam de la nevoi. Ce nevoi ceva, avem? Ceva am păstrat de la comuniști, sau au păstrat aleșii noștri de la comuniști, pentru că vedem și în această perioadă foarte multe persoane, eu nu pot să le numesc personalități, că nu vreau să-mi bat joc de cuvinte, sunt foarte multe persoane publice, persoane politice, care în aparițiile lor televizate, în aparițiile lor scenice din cadrul unor conferințe sau ședințe, încearcă să pună pumnul în gură celor care nu sunt în acord cu ei. Adică ceea ce făceau și comuniștii. Nu sunteți de acord cu noi? Dar chiar au haideți, trecut de tăceți. Acolo. Adică domnule n-aș... Popescu, vorbea domnul Gagiu de unele lipsuri din Târgu Jiu. Într-adevăr, nu avem un parc industrial, s-a promis ce-i drept, nu s-a făcut. Nu știu dacă infrastructura este una, infrastructura rutieră, stradală, este una propice pentru a aduce aici niște investitori. De ce? Pentru că dacă ar veni din zona Ardealului, ar trebui să treacă defileul și ar trebui să străbată și porțiunea aia de la Sadu la Târgu Jiu, care este dacă una catastrofală. Permiteți. Să știți că nu aveți dreptate. Aș vrea să văd o firmă tare de IT în Târgu Jiu care nu are nevoie de această infrastructură. Îi dă drumul pe internet imediat la marfă. Dar nu avem. În schimb, vedeți asta, sunt tot felul de alte situații care noi nu încercăm niciodată să plecăm de la ceea ce ne trebuie, de la necesități. Și ați intrat în infrastructură. Lăsați-o acolo, să vedem cum e, cu grob, nu știu ce. Nu avem transport în comun. Nu avem transport în comun. Pentru că e firav. Nu avem o cale ferată, un tramvai, să zicem, din sud în nord sau din nord în sud. Dar vin legi care pentru mine sunt aiurea total. Adică, de dragul de a încerca să supraveghez o transportul ăsta în comun făcut haotic, dau o lege cum că n-ai voie să faci autostopul. Sunt state care n-au, care n-ai voie să faci autostopul, mai ales dacă n-ai voie să ieși pe autostradă să faci cu mâna. Dar cred că România e încă departe de chestiunea asta. Nu, și cu și apoi eu, dacă eu mă duc cu mașina mea personală la București și găsesc pe cineva pe drum, cu multă plăcere, vreau să stau și eu de vorbă cu un necunoscut. Îmi convine situația. Ce să fac? Să nu le iau că am o lege care... Asta ne lipsea acum ca lege. N-avem, le avem pe toate, numai asta era ultima. Poate omul ăla luat de pe stradă dă ceva bănuți. Și banii ăia sunt neimpozitați. Păi dă el când i-a câștigat, nu s-au impozitat odată. În opinia legiuitorului. Păi da, legiuitorul vede mai mult decât trebuie. Nu au fost impozitați și la cel care îi primește, care ar avea un... Am o propunere. Haideți să plecăm de la datele probleme. Datele probleme sunt următoare. Noi avem un parlament cu 500 de aleși care se străduie să caute și să facă niște legi. Dumnealor au constatat că este așa prea mare fenomenul autostopului în România și că de acolo s-ar putea câștiga niște bani. Cred că nu. Cred că dacă ar fi să luăm și să scoatem la suprafață economia gri și neagră, am fi mai câștigați. Dar așa, ce facem? Ne pierdem timpul, ne ocupăm cu o lege care nu o să aibă succes, chiar dacă va ieși ca lege. Pentru că cine stă să controleze? Cine? Explicați-mi cine.
Poliția. Nu, poliția e ocupată cu alte probleme. Jandarmii să ne bată, poliția ceilalți să ne asculte. Nu știu dacă e ocupată cu alte treburi. Păi explicați-mi ce face poliția, poliția rutieră. Oprește, vă dau exemplu. Oprește mașina și legitimează pe fiecare dintre cei Câți care se află agenți ne-ar trebui pentru mașină? Chestiunea asta? Păi unul singur este de ajuns. Pentru o mașină. Ce-a dat doua mașină trece pe lângă dumnealui și îi face cu mâna. Acum, norocul celui păi care nu, nu deci apare trebuie să găsim, în fața să găsim legi și reglementări care să ne ajute pe toți, să scoatem totul la suprafață. Da, ați vorbit dumneavoastră de acea economie gri, de economia subterană. Domnule Popescu, mai există așa ceva? Că nouă ne spun cei care ne guvernează că încearcă să o minimizeze. Și chiar au reușit într-o oarește măsură. N-am văzut așa ceva, n-am văzut o creștere spectaculoasă de taxe și impozite, de chiar recuperare, da. Sigur, recuperare, n-am văzut o creștere spectaculoasă, deci eu cred că nu s-a întâmplat acel lucru și nici nu o să se întâmple, fiindcă consider că sunt destul de blânde legile și pedepsele pentru cei care fac evaziune fiscală. Ba mai mult, acum am văzut, am rămas uimit de chestiunea aceea. Știu că este trist să speculez supărarea unora cei cu pompele funebre. Dar ei până la urmă și-au făcut un business și au vrut să facă performanță acolo. Și sigur ei plăteau și ei impozite la stat. Deci până la urmă, faptul că mergi și ai pe cineva la ambulanță sau în altă parte să spună, să te anunțe că a murit cineva, deci este o chestiune de marketing până la urmă. Că este, nu știu cum, neplăcut și să te folosești de supărarea unui om, dar pe de altă parte, omul este foarte mulțumit și vrea să plătească, să nu-l doară capul, să-și rezolve treaba cât mai repede, fiindcă el în 3 zile trebuie să și îmbălsămeze mortul, să facă toate chestiile, să și mormânteze. Domnule Popescu, știți cum este să afli de la cei de la pompe funebre de un eveniment de genul acesta? Totuși, că până acolo se ajunsă. Păi s-a ajuns până acolo, dar omul vrea să facă un business performant până la urmă. Da, dar și vii și performanța asta ar trebui să se ghideze după niște norme de moralitate. Eu sunt de acord. Ei pe ceilalți, dar ce ai cu întreprinzătorul? Păi de întreprinzător vorbeam. Întreprinzătorul dădea șpagă unității sanitare sau polițiștilor ca să fie anunțat. Sigur, probabil se cerea. Păi nu știu dacă îi se cerea. Dar am ajuns prea departe cu chestiile astea. Dacă te duci la cimitir cu situații de genul ăsta și așa mai departe. Dar traficarea vieții și a sănătății este un lucru care nu e demn în societatea normală. Și nu avem în gen așa ceva. Iar eu nu sunt de acord că respectivele firme își făceau cifra de afaceri. Să-și o facă corect, să stea, să aștepte și vă mai spun o chestiune. Să știți că nu e la noi, la români. Asta e o moft, e o țâvnă așa, pompe funebre, vino, că am o treabă. La noi, în familie, trebuie să-l ai pe la aproape, să-l car tu dacă se poate, cum am procedat și eu. Dar pentru că trăim în secolul luminii și al vitezei, nebunia asta ne împinge să nu mai contează nimic. Nu, gena aia cu moralitatea nu mai există. Îndesăm așa, refulăm. Da, nu ne-am dat seama dacă mai există sau nu economie subterană. Da, există. Încearcă oamenii. Există foarte multă și explicați-mi și mie, ăsta care cu pompele funebre îi dădea la ambulanțier sau la medicul de pe salvare sau la polițist care ajungea acolo, îi dădea 2, 3, 5, 600 de lei sau milioane vechi. Cum le dădea? De ce le dădea? Că asta este problema, vedeți? Asta e problema. Ca și cum eu m-aș duce la judecător, domnul judecător, știi că trebuie să-mi dai voi 16 ani. Dă și mie 4 și n-a de aici. Nu merge. Nu merge. Mă duc, mă prinde polițistul cu... Ți-au carnetul. Ia de aici. Până când ducem lucrurile astea? E gata. Eu vreau să o spun un lucru. Nu că am fost eu ușă de biserică, dar în momentul în care nu mai poți să le faci tu lucrurile astea, înseamnă un iz de sănătate.
Ori foarte multă lume nu mai vrea chestia asta, nici să dea, nici să ia. Știți, înainte, când erau vremurile alea comuniste frumoase, doctorul primea un pachet de Kent, șpagă, de la pacient. Îl lua și îl dădea la mecanic să-i repare mașina. Mecanicul ducea la măcelar, măcelarul ducea la primar, primarul dădea în dărăt la doctor. Și uite, așa învârteam un pachet de Kent fără să-l fumăm. Cam așa facem și acum. Cam așa facem și acum, dar pe sume de bani foarte mari, pe intervenții uriașe și auzim tot felul de povești cum e domnul Nelu Iordache cu nu știu ce, cu cutare, unele poate sunt chiar povești, altele chiar sunt poate reale. Dar marea evaziune chiar acolo trebuie căutată la, în afacerile pompelor funebre, nu, piețe, nu. Pentru că un aspect pe care colegii mei de la știri l-au surprins acum o săptămână, știți că a fost înființată acea celebră direcție la nivel regional și avem și noi aici, antifraude, în Târgu Jiu, antifrauda, exact. Ei bine, oamenii ăștia au început să caute evazioniștii la tarabagii din piață. S-au dus la piața din Debarcader, acolo unde știm că sunt câteva... Da, foarte bine fac, e distractiv, mie îmi place. Totdeauna. Dacă puteți face o emisiune cu chestia asta, e drăguț. Să plătim o instituție a statului din banii noștri să caute marea evaziune la tarabele. Acum aș dori să vă spun un lucru, ca să înțelegeți, că de ce rămâne și există această evaziune fiscală și multe altele. Vedeți, societatea este așa, pe straturi. În aceste straturi, cel care este, știu eu, pe la mijloc așa, vede două, trei straturi deasupra, două, trei de desubt. Are și o anumită influență asupra celor din jurul lui. Și atunci toată această chestiune este menținută. Adică avem nevoie de ea. Întrucât și cei care ne-au făcut revoluția și care au venit și, mă rog, ne-au băgat în comunitatea europeană, haideți, vă invităm și pe voi că meritați, tot așa lucrează. Și au niște state vechi de plată. Adică societățile astea vechi, așa sunt constituite, pe straturi. Și unul care, știu eu, e portar la echipa de fotbal locală, poate este, ce știu ce, inginer de sisteme la NASA sau este, știu eu, spion la mehedinți. Da. Deci toate aceste straturi sunt uneori menținute. Nu dorim economie subterană. O rezolvăm rapid. Da, dar rezolvăm acum piață. Nu, aia mică. Dar evaziunea și problema mare și economia neagră este acolo sus, unde nimeni nu se bagă, n-are curajul nici adevărat. De ce nu se bagă nimeni? Pentru că vine de unde i-a făcut-o mama ei. Am mai încropit o structură pe care spuneam o plătim din banii noștri, care structură are câteva mii de angajați. Dar aceste structuri există peste tot. De la cea mai democratică, așa zisă, țară din lume, stat SUA, până la Comunitatea Europeană. Deci nu probabil, avem să ne plângem deci probabil că competența lor se oprește la o anumită pătură, nu se duce până sus. Ori până nu dai exemplu cu pătura cea mai de sus, cea mai de sus unde există marea corupție și banii, fiindcă uitați-vă, după ce au fost miniștri și ăștia auzim acum de foarte mult, ba că are băi termale, ba că nu știu ce pământ și-a cumpărat, cel mai bun pământ colo și a mai venit încă cineva, ba că are o vilă la Znagov de să învârte după soare pe mii de metri pătrați. I-a luat cineva? I-a luat cineva? Aș dori să vă spun mica corupție la nivel de administrație. Eu am o funcție undeva în aparatul administrativ și am șofer și mașina la dispoziție. Sau am doar mașina. Ce înseamnă ca eu să-i zic șoferului meu, Costică, du-te la Kaufland și am și mie 7 kg de ceva. Eu am o lege, poate mai bună decât, o idee de lege, n-am o lege, mai bună decât asta cu autostopul. Aș vrea numere galbene, de exemplu, la mașinile statului. Să le văd și eu pe unde umblă ele dezlegate așa, de capul lor. Ce nevoie am eu să fur de la șeful meu, Sabin, că e dumneavoastră președintele, eu sunt mai mic pentru comisie, când eu mă duc și bag benzina în mașina statului și mă duc la soacră mea la țară cu mașina statului. De ce să nu mă duc? Cauciucuri, uleiuri, piese. V-ați imaginat ce înseamnă asta la nivel de țară? Păi vă spun eu, asta este economia neagră. Da, dar mai mult. Pentru că numai o clipă. Pentru că dacă acest aparat de stat și-ar cumpăra benzina și motorina, ar plăti pe ea.
Și-ar plăti și taxele pe ea. Dar nu și le cumpără. Ne lasă tot pe noi fraierii să... Și plus s-ar reduce cheltuielile. Absolut, absolut. Deci n-ar mai fi plătit pe bugetul statului. Dacă fiecare... Lasă, vă rog, și mulțiți cu o coală de hârtie pe zi, fiecare angajat în administrația publică din România, unde sunt niște... Că avem la stat angajați vreun milion și ceva de cetățeni, da? Puneți un milion de coale pe zi. Mulțiți cu 365, vedeți unde ajunge. O coală de... Ce e o coală de hârtie? Da. Și te oprește milițianul să te întrebe. Bă, alo, Gagiule, ai furat o coală de hârtie din instituția ta. Deci... Ce face, domnul? Numai o clipă, Sabin. Acești domni, care se cheamă ofițeri, sunt ofițeri ai acestui stat, nu al meu sau al lui părinții dumnealui. Au jurat credință poporului și țării ăștia. Cum să treci să-l vezi pe Gagiu cu o foaie de hârtie în mână pe lângă el, să nu-l întreb de sănătate? Păi da, dar degeaba se duce săracul polițist cu latoașul procuror, care las ce pleacă, bă, de aici cu asta, hai, altul. Azi că am eu pe ai mei care trebuie să-i fac. Sigur că da. Deci totul este organizat, doamnă, s-a născut Dumnezeu. Îți place ce vă spun? S-a născut deja și îl moștenim și dumnealui ne-a dat tot ce avem. Bun sau rău, cu economie, fără economie, cu piață, fără piață, la negru, la gri, la alb, etc. Revin la ce spunea domnul Gagiu. Scuzați. Deci, președintele se duce, l-am văzut la supermarket cu mașina lui. Dar ce n-am văzut noi, sepepiștii care trebuie să îl urmărească, să fie în siguranță. Este normal, fiindcă este șeful statului. Dar... doamna procuror, șef la CSM, s-a dus cu mașină, cu șofer, cu sepepici după dânsa, s-a dus la cumpărături, la supermarket, cu mașina statului și așa mai departe. A zis cineva, presa a evidențiat această chestiune. S-a întâmplat ceva? Nu. E, subscriu și eu la ce a spus domnul. Deci, vă mai dau exemplu. Nu am, să zic așa, simpatii în sectorul de stat, întrucât mi-aș dori să fiu și eu în sectorul de stat, sincer. Să stau la un birou, să fac ceva, mult puțin, dar să știu că primesc acel ban mult puțin la sfârșitul lunii. Însă, doresc să vă spun o chestiune care mă revoltă. Mă duc la finanțe. Nu știu cum au alte orașe finanțele organizate, dar părerea mea ca cetățean, ca utilizator, ca beneficiar al serviciilor de finanțelor din Gorj, este că oamenii suferă. Birourile sunt inadecvate, intrarea, ieșirea cetățeanului este inadecvată, nu mai spun că te legitimează jandarmul, că pentru mine jandarmeria este o instituție care trebuie să te bată. Nu mai are rost să mai discutăm alte povești, că asta e realitatea pentru mine. Legea pe care au dumnealor este una care nu o respectă dumnealor. Dumnealui îți cere buletinul când zice acolo, spune, sunt cu tare, vă rog prezentați acte, dar el trebuie să mai aducă fler după nas. Are pregătirea psihologică necesară să mă ghicească pe mine că sunt infractor? Sau nu o are? Dar hai să zicem că l-a băgat unchiul, că a zis, lasă, te fac și pe tine jandar, că ai plată, ai pensie bună după aia, etc. Dumnealor păzesc o instituție care suferă. Suferă. Majoritatea celor de acolo, din instituția respectivă, cei care lucrează în administrația financiară, cred săracii că așa e bine. Eu am văzut poate mai multe și mie nu-mi place când mă duc acolo. Nu-mi place. Oamenii ăia sunt stresați de la început, locul de muncă nu e adecvat, sunt poate și irascibili și nervoși și trebuie să fie răgut și nu știu ce. Acel și eu ca agent când mă duc acolo găsesc un mediu total nefavorabil relației dintre mine și stat. Bine, este una din instituțiile statului, dar să știți exact, că sunt foarte multe. Nu este altfel. Luați primăria, luați prefectura, de dragul unor clădiri, etc. Organizarea suferă. Întregul aparat de acolo suferă. Nu le iau apărarea, nu plâng de milă, că, na. Însă, se reflectă asupra cetățeanului. În condițiile în care, psihologic vorbind, un judecător, un procuror, un polițist vine în contact cu cetățeanul care e sau nu e infractor și este într-o stare psihică nu tocmai favorabilă unei abordări, unei discuții cu respectivul cetățean. Ce se întâmplă cu cetățeanul? Cetățeanul va fi dat peste cap. Clar. Te duci și te urci în autobuz, în tren, în nu știu ce, în momentul în care controlorul sau taxatoarea nu are o atitudine corectă vis-a-vis de... Nu zâmbește, nu de... Că să știți, prin asta trăim. Cei din jurul nostru sunt oglinda noastră. Ne reflectăm în ei.
Uneori starea noastră psihică îl determină pe cel de lângă noi să-i sară și lui țandăra. Și nu e regulă. Deci trebuie să învățăm întâi de toate să mai și trăim. Păi, trebuie să-i ducă șefilor la niște cursuri, pentru că se tot fac nu, cursuri. Sunt prea multe. Să știți că multe dintre cursuri se fac pe bani europeni, sunt plimbați foarte mulți angajați din aparatul de stat, da. Dar se întorc într-adevăr cu aceleași metehne pe care le-ați prezentat dumneavoastră. Nu oriunde în țară este așa. Eu cunosc, de exemplu, finanțele din Cluj și acolo e cu totul altfel. Păi e domnul Boc acolo, scuzați-mă, dar e o diferență. Nu lucrează domnul Boc și nu, dar dumnealui a radiat, sigur, scuzați-mă, el a radiat în jur tot și tot Clujul este fantastic. Nu cred că a avut vreo influență Boc asupra cetățenilor de acolo și asupra modului în care se comportă fiecare. Ardelenii sunt altfel, mai avem și noi ceva și o să intrăm în Europa, probabil o să cu aia de la Jina. Într-o țară civilizată la un moment dat. Domnule Popescu, tot nu am înțeles de ce de marea evaziune nu se apropie nimeni. Fiindcă sunt anumite persoane acolo, sus, care nu trebuie să deranjate. Dar de ce să nu fie deranjate? Nu sunt și ei toți cetățeni? Ei sunt supraoamenii lui Nice? Puteți, puteți întreba, cred că trebuie să chemați pe altcineva la emisiune pentru... Nu, vă spun și eu, dar vă spunem data viitoare dacă ne mai chemați. S-ar putea să nu ne mai chemați. Haideți să vă spun, să vă dau așa o glumă. Buzdugan și Morar, la Radio Zoo. Au ei o reclamă dimineața așa și zice unul... jucăm țară-țară vremostaș? Nu jucăm, că tăți sunt grași. Așa și cu aia. Cum știi de aia graș? Te iei unul care e ca tine. Că dacă îți dă la gras o zmetie... Da, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, poate aflăm între timp cine și unde face, de fapt, marea evaziune și de ce la ea nu au acces cei care o caută, de fapt, pentru că guvernul nostru a mai creat o structură tocmai pentru a depista unde se află marea evaziune fiscală și pentru a o înlătura. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, 4 minute, nu mai mult.